Vrei să testăm Skyline-ul? Da. Merim cu el de teste. Merim un pic de teste, așa-i? Am anunțat proprietarul că trebuia să vină la cupă la... La Șișești? Da? Da. Hai de capul meu. Acum trebuie să-i facem un pic de test. Hai să gulie pe aici lomurile. Le punem aici pe ladă. Ce ladă șmecher ai. Ia, stai, stai. O vezi cu el. Pentru filtrul de aer Y60, vezi? Și între ăsta pui filtrul original și poți să legi snorkerele. Am înțeles. Știi? Altfel faci. Ce să poți să ne spui despre motorul ăsta? De Skyline. Ha? Ce pot? A. Skyline RB25, benzină turbo, casă lângă, două axe cu came, montat și adaptat pe cutia de 4. Câți cai are? De original are undeva la 350 de cai. Da. Dacă are compresor de climă, toate are. Și dai jos eșapament, catalizatoare, compresor de climă și alea, instanța are undeva la 400 de cai. Cu modificările de injecție care s-au făcut, altă pompă mărită, alte rapoarte la injecție, supapii și resturi corectate. Sperăm că suntem undeva la 450-470 de cai. O hergelie de cai. E improbabil cai, așa zis, știi? Pentru că la off-road sunt rapoarte modificate, sunt tot felul de cutii unde se schimbă complet toată partea de cuplu, forță și alte nebunii. Cai ăștia care îți dați pe axe la mașină când e turit. Aici vorbim de altceva. Ia deschide capota să vedem. Da. Cum arată. Ținând cont că e un motor potent, modificări de fabrică, cu pedigree de fabrică, potrivit și puternic. Hai de capul meu. Stai un pic, dar ăsta e mai mare ca lui Vlăduț, mă, că arată altfel. Nu, sunt aceleași tipuri, sunt RB25 Neo, RB25 Classic, nu. Sunt mai multe tipuri, în funcție de pe ce mașină e la joc, știi? Asta acum am vedea ce face, cum se prezintă. Va fi... Păi stai, dar eu mă bat cu asta, mă, tata. Nu-l putem sabota. Nu, mă, tata, mă. Cum să sabotez, mă? Hai de capul meu. 350 de cai. Păi, dar cât e? De 6 litri sau de cât? 2,5, 6 pistoane. De 2,5 inima? Da. Hai de cap. 2,5, RB20. Am înțeles. 2,5, 6 pistoane două axe cu came, turbină. Mamă, dar ce răcitor are galele. Păi eu trebuie să montăm un intercooler mai special și un ventilator care trage aerul de afară prin fantă de la capotă, știi? La turbo cu benzină contează foarte mult răcirea aerului. Am înțeles. Benzina, dacă nu are aer rece cu oxigen, da, nu merge cum trebuie, știi? Și asta e ăla de pe mașina mea? Nu. E aici tot. Ok. Hai să vedem ce știe. Thank you.
mașina cui? Am lui Abraham, am lui Sebi. Sebi.
ar fi să trec la 1.9, le-am eu modificat la ăsta, spre. Se bage un motor din asta? Da. Hai de cap. Apa super stă. Mă duc și eu dau jos și bag antigel. Trebuie să-i mai dau jos apa, să-i bag antigel, să-i bag uleiul. Aș bine și el, la și șești. Da, da.